domnul primar general, de la sine putere, încălcând Constituția, legile țării, pe care nici nu le modifică. O lege, admit că poate fi incompletă, orice lege perfectibilă. Dar noi, ca cetățeni, trebuie să venim și să spunem articolul 57, alineat 3, este greșit. Mă duc în Parlament, am colegi în Parlament, modificăm și atunci nu mai blocăm pe nimeni pentru că noi considerăm că un cuvânt dintr-o lege este greșit. Asta vreau să spun, că domnul primar general nu apără nici spațiu verde, nu apără nici clădirile de patrimoniu, nu apără nici clădirile vechi foarte frumoase, care nu sunt de patrimoniu, dar sunt vechi și să spună țin de cultura noastră, de istoria noastră. Și trebuie prezervate, dar care sunt proprietate privată acum. Sunt proprietate privată. Ce l-a împiedicat pe domnul primar general să vină în fața Consiliului General cu un proiect de hotărâre și să ceară vot Consiliului General și în care să spună toate clădirile din București, care sunt vechi, care vorbesc despre istoria noastră, cultura noastră, tradiția noastră, dar care nu fac parte din patrimoniu, nu sunt inventariate ca atare de către Ministerul Culturii, dar sunt frumoase. Noi să le expropriem, să despăgubim proprietarii, să decidă bucureștenii dacă sunt de acord să plătească 10 de milioane de euro despăgubiri actualilor proprietari, conform Constituției, că nu noi am cu proprietari. Nici eu, nici domnul Dan, nici cetățenii. Au acte de proprietate. Dacă nu sunt corecte, justiția trebuie să decidă asta. Nu decidem noi, că intrăm într-o altă paranteză.